probleme la nivel european cu un lot de vaccin AstraZeneca. Autoritățile de la nivel central au transmis către conducerile Direcției de Sănătate Publică din 11 județe din țară, inclusiv Botoșani, să carantineze urgent lotul suspect de vaccin AstraZeneca. Se consideră la nivel european că acest lot este cu probleme. În județul nostru, AstraZeneca a ajuns în centrele de vaccinare de la Dorohoi, de la Liceul Pedagogic Nicolae Iorga din municipiul Botoșani și la Flămânzi. Acolo, imunizarea nu va fi oprită, deoarece autoritățile din sănătate au primit un alt lot de doze de vaccin AstraZeneca de la Iași. Am primit informația aseară, atât noi în județul Botoșani, cât încă 10 județe, pentru că noi am avut acest lot de vaccin și la nivelul județului Botoșani. Începând de aseară am carantinat aceste doze, acest lot de vaccin, iar de astăzi folosim un alt lot de vaccin pe care îl primisem de la Iași, din centrul regional unde se țin vaccinurile. Avem un alt lot de vaccin, acest lot era adus anterior în aceste 11 județe, printre care și județul Botoșani, iar de aseară ele sunt carantinate sau blocate, mai bine spus. Le ținem în frigider și le-am luat toate din toate centrele de vaccinare unde am avut fluxuri cu AstraZeneca, le-am adus înapoi în sediul DSP și de aici vom face pașii următori după detaliile date de Ministerul Sănătății. Dozele din lotul cu probleme au ajuns la Botoșani acum o săptămână, când au fost distribuite și către celelalte 10 județe din țară de unde au fost supuse carantinării. A fost primită deodată în toate județele, în urmă cu o săptămână, conform cum s-a distribuit. El a fost în centrul regional Iași și a fost distribuit către județele pe care acest centru îl deservește, pentru județele care nu au condițiile necesare pentru a păstra aceste vaccinuri în momentul în care ajung în țară. Deocamdată la Botoșani sunt cetățeni vaccinați cu doze din acest lot, însă conducerea Direcției de Sănătate Publică nu a primit nicio semnalare de efecte adverse în urma imunizării. Da, au fost vaccinate cu acest lot de vaccin, pentru că au fost în aceste centre de vaccinare, că așa au fost distribuite și așa am recepționat aceste doze, dar post-vaccinare nu avem niciun fel de probleme sau reacții adverse, nu ni s-a semnalat, niciun pacient nu s-a prezentat la spital sau nu o să ne semnaleze vreun efect advers al acestui vaccin. Începând cu data de 15 februarie, au fost utilizate 77.049 de doze, fiind distribuite în următoarele județe: Arad, Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud, Botoșani, Caraseverin, Cluj, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Iași, Marea Mureș, Mehedinț, Neamț, Olt, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Timiș, Vâlcea și Vaslui. Celelalte 4.257 de doze se regăsesc în centrele de vaccinare din județele Bacău, Bihor, Botoșani, Dolj, Gorj, Iași, Neamț, Suceava, Timiș, Vâlcea, Vaslui și 60 de doze la Centrul Regional de Depozitare Craiova.